Numărul accidentelor rutiere este în scădere, însă câteva zone din Galați au rămas de-a lungul anilor vestite pentru numărul mare de morți și răniți în urma ciocnirilor dintre autovehicule. În această zonă s-au înregistrat de-a lungul vremii numeroase accidente de circulație soldate cu zeci de victime, iar conduita recomandată șoferilor este reducerea vitezei de deplasare, sporirea atenției și mai ales evitarea efectuării oricăror manevre periculoase. Cel mai recent accident de circulație a avut loc în această dimineață pe drumul de centură al orașului. Vinovat de producerea carambolului este un gălățean de 68 de ani care nu a respectat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa și care încetinise pentru a vira la stânga. Acesta, la rândul său, s-a ciocnit frontal de un autobuz care a izbit alte două mașini. În total, 4 autoturisme au fost grav avariate, iar 3 persoane au ajuns la spitalul de urgență Sfântul Apostol Andrei cu traumatisme. Polițiștii rutieri au întocmit pe numele șoferului vinovat un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.